Fapte incalificabile de vandalism în două cimitire din județul Timiș. Aproape 100 de cruci au fost distruse în cimitirul ortodox și în cimitirul penticostal din Remetea Luncă, sat aparținător comunei Mănăștiuri. Un bărbat din localitate a descoperit dezastrul și a anunțat imediat oamenii legii. Aceștia au demarat cercetările pentru a-i găsi pe făptași. Azi, în jurul orei 12:30, polițiștii secției 10 rurale Făget au fost sesizați cu privire la faptul că în Remetea Luncă, din comuna Mănăștiuri, în cimitirul ortodox ar fi fost distruse 91 de monumente funerare, iar în cimitirul penticostal ar fi fost distruse 6 monumente funerare. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, continuând cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale în consecință, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.